Bună ziua, prieteni! Iată-ne la a doua ediție acestui vlog, jurnalist pe YouTube, așa cum i-am spus eu. Astăzi încep să filmez un vlog despre vizita Papei în România. Este joi, 30 mai, mâine urmează să vină Papa Francisc în România. De ce îl încep astăzi vlogul? Pentru că în câteva momente o să mă duc acolo în spate, unde se află sediul SPP și unde o să vedem noi jurnaliștii cum arată Papa Mobilul. Papa Mobilul este păzit de 4 ofițeri de la SPP. Are un număr pe care scrie SCV 1. Este un număr special aprobat chiar prin ordonanță de urgență. Are o zonă panoramică pentru ca Papa să iasă prin plafon și să salute mulțimea. Acest vehicul a fost prezentat Papei Francisc și el l-a aprobat. În aprilie, reprezentanții SPP au fost până la Vatican și au prezentat acest vehicul. Papa știe și este cunoscut brandul Dacia, pentru că atunci când a fost în Armenia a folosit un Logan. Acum se pare că este upgradat la un Duster de ultima generație, care a fost modificat pentru această ocazie. Hai să vedem mai de aproape în ce fel a fost modificat. Pe scaunul din față există un mâner special creat pentru ca să se țină în momentul în care va saluta mulțimea. Are sticlă, de fapt, cred că este o sticlă securizată. Am ieșit acum din curtea SPP-ului, unde am filmat, după cum ați văzut, Papa Mobilul. Mergem să ne pregătim pentru ziua următoare. Bună ziua, prieteni! Iată-ne în a doua zi a acestui vlog pe care îl filmez cu ocazia venirii Papei Francisc în România. Ne aflăm din nou lângă SPP. O să mergem pentru a vedea și de data asta cum s-au pregătit instituțiile de forță din România pentru a asigura securitatea sanctității sale. Aici urmează să intrăm în Palatul Cotroceni. Zona este destul de aglomerată. Sunt foarte mulți polițiști care dirigează circulația. E și multă agitație. Microbuzul rămâne acolo. Aceștia sunt băieții care protejează perimetrul în jurul Palatului Cotroceni și este înțesat de polițiști. Dacă mă întorc așa, o să vedeți în spatele meu peste tot numai polițiști și forțe de ordine. Deocamdată încă mai trec mașini, dar în curând și circulația o să fie oprită. Acu. Uitați-i pe băieții care stau în această mașină. Iar acum o să intrăm un pic în această dubiță, ca să vedeți cum arată acolo, nu-i așa? Spectaculos, nu? Imediat intrăm. Uite-i pe băieții care stau și așteaptă să intervină în situații de urgență. Sunt înarmați în cap până în picioare. Acolo este un ecran destul de mare. În curând va fi plin de lume pe aici. Deocamdată au venit doar cei care vor să stea în față și să îl vadă pe Papa. Ce vedeți acum este o mașină care este echipată special pentru a monitoriza radiațiile din zonă. Se plimbă pe acolo pe unde urmează să treacă Papa de la Roma ca să verifice dacă nu cumva au fost anumite probleme sau anumite radiații crescute. O să mai facă niște ture pe aici ca să se asigure că perimetrul este în regulă. 01-44, vă povesteam despre mașina care monitorizează radiațiile. Aceasta este plină de aparate în interior care pot fi folosite în situații de lucru. Iar sus, pe acoperiș, vedeți că se mișcă acolo niște dispozitive care asta fac, monitorizează zona, fondul de radiație din jurul Palatului Cotroceni. Ceea ce vedeți în spatele meu poate părea o simplă mașină, dar nu este, vă asigur eu, este vorba de controlul activităților nucleare de la CNCAN. Este un echipaj destul de important pentru că acesta reușește să
descopere dacă zona este contaminată radioactiv. Iar când zic zonă, mă refer la acest perimetru. Vedeți, în centru este chiar Palatul Cotroceni și în jur este traseul pe care l-a parcurs mașina pentru a verifica dacă a fost sau nu a fost o contaminare. Avem obligație ca și stat să implementăm aceste măsuri de securitate. Repet, cum a fost summit-ul, cum este lista papei, cum vor fi cele două evenimente mari, Antoldu și Nevărsiu. Da, acum arată... Păi 004, este fondul natural. 0040. Da, deci dacă ajunge, la 50 de microsieverse, atunci piuiec să mă atenționeze pe mine, că eu pot să merg să măsur, să nu mă uit tot timpul la el. Și dacă piuiești, ca să pot și praf. Și cum se numește aparatul? Depit metru de radiație. Deci are și trebuie să fie cât ca să îmi fie frică? Ca să fie frică dumneavoastră? Da. Acum e 0046. Păi să zicem că dacă ajunge la 1 aici, da, ar trebui dumneavoastră să vă fie frică. Mie nu, nici la 50, nu mie nici la 100, că știu ce trebuie să fac. Și ce trebuie să faci? Păi, în primul rând trebuie să depistezi unde e sursa respectivă, că nu e... Și după ce o depistați, fugiți de acolo? Nu trebuie să fugi. Trebuie să te îndepărtezi, pui paravane de protecție, adică știi ce măsuri să iei. Trebuie să știi că să stai, adică... Dumneavoastră aveți primit un milisievert pe an ca doză de radiație, iar eu, care este profesional, 20. Deci eu pot să mă expun și nici la 20 nu pățesc nimic. Ne aflăm în fața Catedralei Neamului, este chiar acolo. O să vă arăt că sunt foarte multe forțe de ordine aici, jandarmi care au înconjurat perimetrul, pentru că în... Doar o jumătate de oră din acest moment, potrivit programului, ar trebui să sosească aici Papa de la Roma. Sunt măsuri de securitate excepționale. Vedeți, de pildă, această cameră de supraveghere a fost instalată de cel mai probabil cei de la SRI sau chiar de cei de la SPP pentru a monitoriza zona. De altfel, perimetrul este bine păzit, a fost securizat cu această ocazie, iar cei care vor să intre în catedrală vor trebui să suporte un control destul de minuțios. Aici cei de la SRI care verifică și bagajele. Iar acestea sunt camerele despre care vă povesteam. Acum se uită fix către noi. Oamenii mai trec pe aici. În schimb, mașinile nu au voie, după cum puteți vedea, este totul foarte liber. Acesta este colegul Nițescu. În scurt timp ar trebui să vină suveranul pontif. Ce faceți, colegi? Aveți emoții? Niciuna, nu? Sunteți pregătiți să interveniți? Am ridicat orice emisiune de mărere. Dar fără gaze, de data asta. De control nu scapă nici cei de la Mitropolie. Iar celebra mașină de intervenții care verifică dacă nu există substanțe toxice, chimice sau biologice, a ajuns și aici. Verifică perimetru. Suntem acum la punctul de comandă al celor de la ISU, care arată cam așa. Este vorba de o autoutilitară și are deasupra ei sus o cameră. O să intrăm în interior ca să vă arăt exact ce se vede de acolo. Așa, cum vă spuneam, aici e în interior, iar acolo este camera pe care cei de la ISU se uită să vadă dacă există vreo problemă și dacă pot trimite un ajutor în zonă. Aici este Catedrala Neamului. Acum se pregătesc spațiile pentru pelerinii care urmează să vină aici, să îl asculte pe suveranul pontif, dar și pe patriarhul Daniel, spunând împreună Tatăl nostru. Zona este deocamdată pregătită, după cum vedeți, acolo sunt niște oameni care mătură, iar aici sunt forțele de ordine gata să intervină în situații de urgență. Punctul de la ISU despre care vă vorbeam este acesta, are antenă, dar și cameră de supraveghere. Ceea ce vedeți acum sunt autobuze întregi de jandarmi care au sosit.
fix în spatele catedrale pentru a pregăti zona pentru sosirea Sfântului Pontif. Sunt jandarmi, jandarmerițe. Nu vor să fie filmați. Este un dispozitiv foarte mare de jandarmi cu foarte mulți care au coborât în echipament nou, desigur. Au coborât din aceste autobuze speciale, sunt 8 aproape la număr și continuă să intre. Tocmai ce am intrat în spatele Palatului Patriarhal, n-am fost niciodată aici, este o curte destul de mare și o intrare discretă, iar în spatele ei se găsește acest spațiu care reprezintă curtea interioară a Palatului Patriarhal și uitați și aceste scări. În spatele ușilor se află chiar Palatul Patriarhiei. Aici e un centru de conferință. Iar aici, în această mașină, vedeți un echipaj de la Anditero, Serviciul de Protecție și Pază. Sunt cu armele pregătite în față. Ei ar putea să intervină în anumite situații, de pildă în momentul în care este nevoie de evacuarea musafirilor oficiali, din ce ni s-a spus, cei doi au armament la standard NATO. Înseamnă că acești oameni, dacă se întâlnesc cu ofițeri, de exemplu, din Anglia sau din Belgia, își pot schimba muniția unii cu alții pentru că este de aceeași dimensiune. Mergem în altă zonă pentru a vedea cum s-au pregătit și alte structuri ale statului ca să îl protejeze pe suveranul pontif. Vă salut din nou, sunt chiar în preajma catedralei, unde cei de la SRI au venit cu anumite instalații pirotehnice și un roboțel. Pe acesta vi l-am mai prezentat la Sibiu, dar cel de aici este puțin diferit. Ce este interesant este această capsulă. O să întorc imediat camera ca să vă vorbesc despre ea. Este destul de spectaculoasă. Ce vedeți în imagine este o remorcă a SRI. Pe remorca aceasta este o capsulă specială. Este folosită de către specialiștii de la SRI în momentul în care descoperă un obiect explozibil. Acela este roboțelul, apucă bomba și o aduce, o pune în interiorul capsulei. În momentul în care explozibilul ajunge acolo, capsula se închide ermetic, obiectul explozibil poate fi transportat în altă parte. În ideea în care sunt foarte mulți oameni în zonă, aici o să fie în curând destul de mulți, pentru ca acel dispozitiv explozibil să nu facă prea multe stricăciuni. Deci închipuiți-vă că e o bombă acolo pe care au descoperit-o în acest moment. E bine, ea este pusă pe acea targă din mijloc, iar acum capsula se închide. Durează ceva până când se închide, câteva secunde bune. Totul este făcut pentru a proteja oamenii din jur, pentru că o bombă ar putea exploda în orice clipă, mai ales că poate fi teleghidată. Desigur, capsula respectivă este și destul de dură de felul ei, astfel încât poate reduce foarte mult efectele exploziei unei bombe. Acum a fost închisă etanș. Hei, am ajuns la biserica Catedrala Sfântul Iosif. E aici, în spatele meu. Toți acești oameni trebuie protejați într-un fel și imediat o să mergem să vedem cum se întâmplă acest lucru. Acești oameni, dar și suita papei, sunt protejați de câțiva lunetiși pe care o să-i vedem imediat. O să urcăm acolo, în cuibul de lunetiști. Urcăm pe scări până la etajul 5, unde ar trebui să vedem cuibul de lunetiști. În acest moment este citit un mesaj al Patriarhului Daniel, dar și un mesaj al Papei de la Roma. Mulțimea care a venit să salute stă și îi ascultă. Între timp, chiar aici, sunt doi lunetiști. Desigur, cei care stau în preajmă au fost anunțați că nu au voie să se ițească la geam. Și
totuși acolo s-a deschis un geam, cred că s-a văzut. Cei doi sunt înarmați. Arma unuia dintre ei este un APR-308. O vedeți aici. Este o armă de producție franceză care poate atinge ținta chiar și la 2 km distanță. Aici, pe clădire, în ritmurile unei piese cântate de pe scenă, acolo, jos, în fața catedralei Sfântului Iosif, termin acest vlog în care v-am prezentat cele mai importante măsuri de securitate pe care statul român le-a luat pentru a asigura siguranța delegației oficiale de la Vatican, dar cel mai important, siguranța papei de la Roma. Sunt Vitalie Cojocari, acesta este un vlog de jurnalist pe YouTube. Pa!